mulți ani, mulțumesc, să fii fericită, mulțumesc, iubită de toată lumea. Doamne, ți-ai schimbat prefixul, așa e? Da, am devenit și eu femeie. Abia așteptam să știi să vină vârsta de 30 de ani, nu știu, mi se pare foarte, foarte mișto. Cred că fiecare vârstă e frumoasă în felul ei, dar parcă mă simt și eu puțin mai matură, ca să spun așa. Ce-i urați Roxanei? Face o vârstă care e împlinită, dar eu îi doresc pentru viitor să aibă ascensiune mult mai mare în meserie, în cântecul ei, dar vreau să spun că îi doresc din suflet să următorul eveniment să vin la nuntă. Nu ați venit singură la petrecere, ați luat-o pe nepoată. Da, am luat-o pe nepoată, că noi venim de la alt eveniment și acum zic, hai să trecem și să-i zicem și ei la mulți ani. Nu aveam cum să ratăm un asemenea eveniment. O știu pe Roxana de mult timp și a evoluat foarte bine. Ai dorit să faci până la 30 de ani și încă nu ai făcut? Mi-aș dori să călătoresc mai mult, să iau pe mei mai aproape. Care a fost prima urare astăzi? Cred că iubitul meu, da, mi-a zis prima dată la mulți ani. Azi dimineața mi-a făcut cafea, cam fiecare dimineață, sunt o norocoasă, știu. A scris tare frumos în urare. Ce ți-a scris? Să ne bem împreună încă cel puțin 50 de ani de acum încolo, în fiecare dimineață. Te gândești acum la 30 de ani să te și căsătorești? Eu mă gândesc, normal că mă gândesc, pentru mine căsătoria și cu un copil, cel puțin, sunt cele mai importante lucruri pentru mine în viață, dar nu știu, vreau, cred că până la urmă când vrea Dumnezeu